Salutare tuturor și bine v-am regăsit! După cum ați văzut și în titlu, începe să se spargă bula mașinilor electrice. Conform unei știri de pe un site din România, Germania s-a aliat cu 6 țări din Europa, și anume Italia, Cehia, Polonia, România, Ungaria și Slovacia, pentru a boicota decizia sau deciziile care urmează a fi luate în cadrul Uniunii Europene cu privire la interzicerea comercializării mașinilor cu motoare termice începând cu anul 2035. Chiar dacă la prima vedere pare să fie o știre care este orientată spre o singură idee pe care Uniunea Europeană urmează să o implementeze, eu sunt convins că acest boicot va crea un precedent și nu numai că se va renunța la interzicerea vânzărilor de mașini cu motoare termice din 2035, dar o să vedeți că și normele de poluare euro se vor opri sau nu spun că o să dispară, spun doar că la un moment dat, probabil că pe la normă de poluare Euro 7, acest lucru se va opri și nu vor mai fi introduse alte norme de poluare odată cu trecerea timpului. Motivația pe care aceste 7 țări o au în legătură cu acest aspect, cu acest boicot, este legată de faptul că industria auto ar suferi foarte mari pierderi în condițiile în care la unele din aceste țări această industrie reprezintă și 50% din produsul intern brut. Vă dați seama că în decurs de 12 ani este aproape imposibil pentru ca fabricile și tot ce ține de activitățile conexe din această industrie să se poată adapta la condițiile Uniunii Europene și să renunțe treptat la producția de mașini cu motoare termice și să intre pe palierul mașinilor electrice. Este foarte, foarte dificil. Toate aceste schimbări necesită investiții uriașe. Chiar și așa, cu această criză pe care a generat-o războiul din Ucraina, multe fabrici funcționează la capacități reduse sau timpii de așteptare sunt foarte mari. Imaginați-vă dacă peste toate aceste probleme ar mai veni și decizii de stopare a producției sau de schimbare a liniei de producție, astfel încât să se producă numai mașini electrice care sunt mult mai complexe și a căror producție depinde de foarte, foarte mulți factori, mai mulți decât în cazul motoarelor cu ardere internă. Așadar, avem un precedent creat în cadrul Uniunii Europene datorită acestor reguli prea stricte, zic eu, cu reducerea normelor de poluare. Avem un început care mai mult ca sigur că va duce și la stoparea introducerii de noi reguli de poluare, de norme noi, și astfel o să vedeți că după ce o să treacă sau o să se ajungă la un vârf al normelor de poluare și după ce majoritatea țărilor vor înțelege faptul că nu se poate să elimini complet mașinile termice și să introduci mașini electrice, o să vedeți că se va relaxa și toată treaba asta cu normele de poluare, sau cel puțin o să ajungem într-un punct în care deja nu o să mai fie nevoie de alte motorizări mai fiabile și mai fiabile, și încet încet tot acest hype cu mașinile electrice se va diminua. La urma urmei, este bine să avem emisii cât mai scăzute, dar dacă este imposibil, chiar nu văd rostul forțării acestor
reguli în țările europene, mai ales pentru că celelalte continente chiar nu au nicio treabă, iar la noi, iar noi trebuie să fim mai sfinți decât papa. Oricum, și cu interzicerea totală din 2035, probabil că abia prin 2050 parcul auto din Uniunea Europeană va ajunge poate la un nivel de poluare dorit de către cei din comisie. Rămâne de văzut cum va evolua toată această poveste și sunt curios cum se vor poziționa și celelalte state în legătură cu acest boicot. Cam atât pentru astăzi. Ce părere aveți despre această inițiativă? O să aibă succes? Va avea un efect de domino? Se vor renunța la normele euro? Va avea succes acțiunea? Sau, într-un fel sau altul, această inițiativă nu va avea succes? Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere, iar până data viitoare să ne revedem sănătoși, pe curând!